Marea majoritate a celor care sunt foarte interesați de a obține permisul de conducere cât mai repede sunt cei foarte tineri, adică cei care sunt în jurul vârstei de 18 ani. Trebuie să explicăm sau să le spunem celor, deci doritorilor de permis de conducere, că pentru a obține permisul de conducere se pot înscrie la o școală de șoferi cu cel mult 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, însă este important de subliniat și faptul că examenul nu se poate da înaintea împlinirii vârstei de 18 ani. Adică 18 ani și o zi este limita minimă pentru care sau la care o persoană poate să meargă și să înceapă examenul. De aceea eu n-aș recomanda această grabă, deci înscrierea cu 3 luni înainte. De ce? În aceste 3 luni se pierde din interesul pe care îl avem din punctul ăsta de vedere. Deci părerea mea că undeva o lună jumate, hai 2 luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani este un interval de timp suficient în care elevul poate să își facă odată documentele pentru dosarul de care are nevoie la categoria B, apoi să înceapă partea de legislație și să-și continue partea de conducere cu, repet, cele 30 de ore necesare pentru, minimul necesar pentru a putea să fie înscris la examen. Deci, eu nu recomand, știu, suntem foarte grăbiți, avem nevoie de această, motivație, dar ca să nu o pierdem în timp, eu recomand cam maxim o lună jumate, am spus, hai, chiar două, poate, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, pentru că oricum examenul nu se poate da, repet, decât după împlinirea vârstei de 18 ani. Deci dacă astăzi cineva împlinește 18 ani, abia mâine se poate duce la examenul 18 ani și o zi, așa cum spune legea.